Indiferent dacă alegem să mergem la mare sau la munte, de indicat este să luăm mai multe medicamente antiinflamatoare, antialergice împotriva înțepăturilor de insecte, apă oxigenată și plasturi pentru răni. O substanță dezinfectantă pe bază de iod sau în cazul în care există alergie la iod pe bază de alcool, betadina, baneocinul, sunt câteva exemple de substanțe dezinfectante, să avem un leucoplast, o fașă și, cum am spus, comprese sterile. De asemenea, într-o sa de urgență, ar fi bine să avem medicamente antipiretice, antitermice, antiinflamatoare, gen paracetamol, meloxicam sau indometacin, sunt câteva exemple de medicamente din aceste clase. De asemenea, să avem medicamente antiemetice în cazul în care apar probleme digestive, metoclopramidul fiind cel mai frecvent și cel mai uzitat medicament pentru asemenea afecțiune, și să nu uităm acasă medicamentele dacă avem o medicație cronică, medicamente pe care trebuie să le avem în permanență asupra noastră. Medicii consideră că trusa de medicamente trebuie pregătită pentru orice situație. La munte, cele mai frecvente afecțiuni sunt cele legate de aparatul digestiv, indigestiile sunt cele mai frecvente, dar și virozele respiratorii pot să ne însoțească, deoarece știm că aerul este mai rece la munte. La mare, de asemenea, pot apărea probleme digestive, dar cel mai frecvent apare insolația datorită unui exces de expunere la radiațiile solare. De aceea e bine să stăm cu moderație la soare, să evităm intervalul orar 11-17, când radiațiile ultraviolete ne pot provoca arsuri cutanate. Atenție, dacă aveți prescris un medicament ce trebuie să îl administrați în vacanță și optați pentru o țară cu diferență de fus orar, fiți siguri că ați modificat ora la care trebuie să luați pastila. De asemenea, întrebați medicul dacă există alimente sau băuturi nerecomandate pentru medicamentul pe care îl luați. Și asigurarea medicală este bine să fie plătită pentru călătoria într-o țară străină, tot pentru a evita situațiile neplăcute.